Domnule Oprea, mai avem doar 2 minute și tare aș vrea să aflu și opinia dumneavoastră referitoare la noul ministru al finanțelor sau propunerea pe care premierul a făcut-o către președintele Klaus Iohannis. Mă refer aici la domnul Dan Vâlceanu, care știu că are și un trecut, adică cu toții știm că are și un trecut în Partidul Social Democrat. Cum vedeți noua propunere Acum, dacă e pentru să mă uit finanțe? cu atenție la ce a apărut în mass media, aș putea să fac o glumă ușor răutăcioasă și să spun că, de fapt, e trimis acolo să-l ajute pe Ministrul Energiei să aibă o execuție bugetară mai bună, știut fiind faptul că familia dumnealui are interese financiare în zona energetică, mai ales la combinatul energetic Oltenia. Nu s-au limpezit încă apele în PNL și personal nu cred că este cea mai bună variantă de ministru de finanțe, dar De sigur ce? că trebuie să ia decizia cei din coaliție. În fapt, ar trebui ca acest guvern să nu mai fie deloc acolo, niciunul dintre membrii, Și ce punem în loc, pentru domnule că Oprea? rezultatele, probabil că ar trebui să nu ne fie atât de frică de alegeri anticipate la un moment dat. Președintele Iohannis spunea la un moment, nu? Înainte de a avea loc alegerile generale, că imaginea sau realitatea din Parlament nu mai corespunde, sau realitatea din țară nu mai corespunde realității din Parlament. Să se uite în sondajul politic și să constate că realitatea din țară nu mai corespunde celei din Parlament.